Azi vorbim de o altă carcasă. O carcasă de la Endorphy, foștii Silentium PC. Ca idee, modelul este Signum 300 ARGB. O să semene foarte mult cu un Silentium PC, pentru că, după cum am zis, Endorphy sunt foștii Silentium PC, sau rebranduri. Dar hai să dăm drumul la treabă. Pe birou pe lângă mine, aici, sunt atât componente noi cât și componente vechi, sunt ale unui prieten. Toate acestea vor ajunge în această carcasă, pentru că acesta o să fie noului PC, cu noua lui carcasă. Dar vrem să vedem ce poate carcasa, ce oferă, cum este, cât de silențioasă este, cum sunt ventilatoarele. Și la urmă, omule, dacă o recomandăm sau nu. Încărcare electrostatică. Ia să facem noi așa. Gata. Ne-am descărcat, am descărcat carcasa. Știți, te pișcă când atingi. Calculator care este împământat. Mă rog, băgat în priză, cu împământare. Tot ok acum. La prima impresie. Tabla este ușor cam moale. Dar ok, nimic grav. Partea din față este mesh. Să văd direct ventilatoarele. Ia să vedem. Și da, vine direct cu plasă în spate. Teoretic nu o puteți scoate sau... Dacă vă chinuiți cumva, ar trebui să meargă scoasă ca să puteți să o spălați, dar nu vă recomand. Vă recomand doar să o ștergeți, să o aspirați și asta este. Și dacă tot am ajuns aici, ventilatoarele albe, ARGB, prinse direct de carcasă, intră doar ventilatoare de 120 mm, nu 240, și după cum arată, pare să meargă un radiator, adică un IO, de 320 mm. 320? 360 mm. Da. Matematică. Așa. Da. Dar, are ramforsare metalică, nu e doar plastic. Ok, not bad, Silentium. Not bad, Endorphy. O să fie greu să mă obișnuiesc să spun Endorphy în Onda Silentium PC. Sus. Filtru de praf cu ventilator, cu magnet. Se poate desface foarte ușor. Panoul lateral este prins cu thumb screws. Clasic. Panoul în sine. Destul de ok făcut, nu foarte dur materialul, nu foarte gros, dar nici foarte subțire. Și are hub pentru ventilatoare, pentru... și controlat turația ventilatoarelor, alimentat ventilatoarele pe partea din spate și pentru ARGB. Sper să nu uităm să vă arătăm un B-roll. Ține minte, Mircea, în spatele camerei. Ce? Ai zis ceva? Ține minte, B-roll. Nu te aud. Partea funny, în spatele camerei este Mircea. Calculatorul acesta va ajunge tot la un Mircea. La un alt Mircea. E ok, n-a căzut lumina. Manual. Și acum hai să desfacem cablurile, ca de obicei. Gunoi. Asta este cablul de la ventilatorul de pe spate, care intră în hub și atât alimentare cât și iluminare. HD Audio USB 3.0. Asta este mufa de alimentare pentru ventilatoare plus mufa de ARGB. Și în același timp, mufa pentru ventilatoare, controlat saturația ventilatoare, care se bagă în placa de bază. Asta înseamnă că hub-ul o să fie alimentat și controlat de placa de bază, inclusiv ARGB-ul. Dar întrebarea mea este, am nevoie de mufa de SATA ca să alimentez hub-ul pentru ARGB sau este suficientă mufa aceasta de 12V? Am 5V, nu 12V. Și mai avem aici power, HD LED, power switch, chestiile clasice. Știți cum e o carcasă, nu este suficient doar să zici că, hei, uite aici în spate poți să pui hard disk-uri de 2,5 inch sau SSD-uri și înăuntru are un bay cu două hard disk-uri, pentru două hard disk-uri, iar sursa, dacă nu este modulară, intră perfect, dacă este modulară, aveți grijă că nu rămâne foarte mult loc. De asemenea, pentru sursă,
are un mesh pe spate ca să nu intre prea mult praf. Și de obicei majoritatea review-urilor se opresc aici, doar că noi nu. Noi vom lăsăm la un calculator. Mircea o să vină mai aproape de mine și o să supravegheze acest proces. Unde mă aruncă manualul? Manualul, sincer, este foarte bine făcut, foarte bine explicat, inclusiv tipurile de șuruburi, distanțiere, ventilatoare, ce fel de ventilatoare, toate mufele, totul, iar inclusiv diagrama pentru hub-ul de ventilatoare este extrem de bine făcută. Felicitări, Endorfi. Endorfi. În loc de silențiu PC, Endorfi. Endorfi, Endorfi. Voi cum credeți că se spune? Endorfi sau Endorfi? Și acum război în comentarii. Dar înainte de războiul din comentarii, hai să asamblăm. Deci, pentru că astea sunt prinse de carcasă, îți 3 din asta de rezervă, în caz că îți rup aia care nu trebuie. Îți dă niște bride, bă, du-te bă de aici, îți dă șuruburi ca să poți să ți le prinzi de radiator, să-ți poți să-ți prinzi radiatorul de 4 șuruburi. Ok, nimeni nu face asta. Hai să punem un hard disk. Și pentru că hard disk-ul este foarte greu de montat, practic lărgești puțin această săniuță, îți intră piciorușele înăuntru and that's it. Hard disk-ul este montat. De asemenea, în locurile, în săniile și locul ăla se pot pune SSD-uri. Adică practic ai găurile de la SSD, ai găurile astea și poți să ți-l pui așa, dacă nu vrei să-l montezi în spatele carcasei. Și acum întrebarea mea este, Mircea. Unde vreau SSD-ul? Da, îl vrei aici? Aici. Nu se poate pune acolo. Doar că am observat o chestie. Ce? And this is a design flaw. Ah, ba nu! No way! It's not a design flaw, it's a feature! Ok. Weird flex, but ok. Și acum eu nu ți l-aș pune aici, a? Aici. Reasons? Ca să fie și mai mascat de cabluri. Wire management.
Și am terminat asamblat calculatorul în carcasa de la Endorfi. Sau Endorfi. Signum 300. Am o problemă cu numele și cu... În fine. Carcasa, sincer, este foarte ok. Ușor de folosit, ușor de asamblat în ea. Aveți, vine cu 3 ventilatoare în față, încât ați văzut. Unul în spate, hub. În spate, ventilatoare sunt controlate de hub. Hub-ul poate să fie controlat de placa de bază. Practic, Windows-ul poate să-i spună hub-ului, hei, urcătura ți-e ventilatoare în funcție de temperatura procesorului sau temperatura internă. Ventilatoarea își modifică temperatura. De asemenea, puteți să modificați culoarea RGB-ului atât din placa de bază, cât și în butonul de sus. Aveți buton sus pe carcasă. Sus mai aveți două mufe USB 3.0, mufe de microfon și de jack separate, nu combo. Înăuntru mai puteți pune două ventilatoare sus, pe lângă mesh, ventilatoare de 120 sau 140 de mm. De asemenea, dacă vreți să irosiți banii, mai puteți pune încă două ventilatoare de 120 de mm în partea de jos, dar credeți-mă, o să fie complet inutile. De menționat, dacă vreți să puneți un I/O în partea din față, trebuie să mutați ventilatoarele, pentru că locul de aici, dintre cușca de hard disk-uri și ce mai rămâne între ventilatoare, este mult prea mic și nu o să intre un radiator, decât dacă este mic de 240 de mm. 240 de mm ar ajunge practic până aici și ar fi suficient. Însă, dacă faceți acest lucru, nu o să intre o placă video prea mare, pentru că totuși carcasa este destul de micuță. Aici este o placă video, un Asus Strix 1660 Ti, parcă are 28 de cm lungime, dacă ține bine minte, sau 26, ca idee. Ar mai trebui menționat, la sursă vine cu un mesh, ca și acesta, și acel mesh este metalic, este magnetic. Nu mai are taburile acelea să vă chinuiți să îl prindeți. Carcasa, în partea din spate, vine cu un singur bracket care se scoate prin șurub. Restul sunt din acestea metalice care trebuie rupte, mișcate, aveți grijă. Însă, în cutie, mai vine cu alte 3 bracketuri extra în caz că rupeți unul din greșeală. Încă o chestie foarte bună, ce mi se pare extrem de utile și toți ar trebui să o facă, pune 4 șuruburi de IO-uri, 4 șuruburi care merg puse oriunde în carcasă, sus, jos, ca să vă prindeți IO-ul în caz că nu aveți sau l-ați pierdut. Deci thumbs up pentru chestia asta. De asemenea, aveți bride și alte șuruburi înăuntru în carcasă, iar standoff-ul din mijloc de la placa de bază vine cu un mic țâmburuș atunci când puneți placa de bază să rămână fermă pe poziție, să nu se miște. Thumbs up din punctul ăsta de vedere. Concluzii. Per total, deși este o carcasă destul de mică, tabla este subțirică, dar nu foarte subțire. Îmi place cum este făcută, vine cu mesh, vine cu ventilatoare, ventilatoare destul de silențioase. Sau de ventilatorul de la placă video, nu de la carcasă. Dar acum, cum ziceam, ventilatoarele sunt controlate de placa de bază. Deci dacă vreți un flux de aer mai mare, placa de bază îi spune să urce. So, yes, I like it, ca și concluzie. Și ca orice altă... Vedeți cum la FPS-uri? Da, 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 stați așa că vreau să crească mai mult, vreau un boost. Aveți grijă ce componente băgați în ea, verificați dacă vă intră IO-ul, dacă vă intră radiatorul de la procesor, dacă vă intră placa video, pentru că na, acesta este de o dimensiune redusă, dar îmi place cum este făcut pe DocMyS. Voi, dacă ați folosit carcasa asta, ce componente ați băga în ea? Ce placă video? Jos comentariu. Știți voi. Toate lucrurile bune. Like, share, subscribe, ca de obicei, ca să vă aduceți prietenii voștri. Nu uitați dacă vreți să vă abonați, pentru că avem materiale exclusive pentru membrii. De asemenea, avem un server Discord, dacă aveți alte întrebări, eu sunt Lucian, noi suntem Vlog Tehnica și aceasta este carcasa de la Endorfi. Ne auzim data viitoare, bye bye!